Doamnelor și domnilor, am ținut neapărat să vin la microfonul Camerei Deputaților la această dezbatere pentru a spune limpede că susțin referendumul inițiat de Nicu Șordan. Pe de altă parte, referendumul se poate desfășura indiferent dacă are sau nu are loc această modificare legislativă, pentru că sunt îndeplinite condițiile legale și pentru că referendumul se poate desfășura oricum și dacă astăzi Camera Deputaților modifică sau nu modifică această lege. Ce mă amuză este cum de în decurs de 4 luni PNL-ul din cel mai mare adversar al lui Nicu Șordan, PNL din partidul care s-a asociat cu PSD în încercarea de a susține un candidat care să îl bată pe Nicu Șordan, PNL care a făcut o campanie mizerabilă împotriva lui Nicu Șordan, s-a trezit acum să vină cu un astfel de proiect de lege în disperarea de a mai scoate niște voturi dintre cei care au încredere în Nicu Șordan. Nu veți reuși lucrul ăsta. Oamenii știu foarte bine ce ați făcut în campania de locale, care a fost atitudinea voastră față de Nicu Șordan și încercarea asta disperată a lui Ciucă de a se lipi de imaginea lui Nicu Șordan devine ridicolă, penibilă și o să enerveze cumplit pe bucureștenii care au votat cu Nicu Șordan și știu foarte bine că de fapt PNL a făcut tot ce este omenește posibil pentru a îl împiedica pe Nicu Șordan să câștige un nou mandat. Închei prin a readuce aminte de faptul că, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția, în ciuda unor decizii ale Curții Constituționale, mulțumesc, și acum se procedează la o modificare legislativă în timpul jocului, așa cum s-a întâmplat, mulțumesc, cu ordonanța de urgență de comasare, care nici astăzi nu este judecată din punct de vedere constituțional, mulțumesc, deși la Curtea Constituțională există o excepție, mulțumesc, de neconstituționalitate, termin ideea, invocată de ce de fiecare dată mine, depășiți timpul? Vă mulțumesc. Și care trebuie judecată de mulțumesc, curte. Domnule președinte.